În timp ce Ucraina și Republica Moldova leargă spre aderarea la Uniunea Europeană, o altă țară din vecinătatea noastră preferă direcția opusă. Dacă ar fi chemați la referendum, 51% din locuitorii Serbiei ar respinge propunerea ca țara lor să adere la Uniune, potrivit unui recent sondaj de opinie despre ale cărui rezultate discut chiar acum cu Bogdan Nicolae, editor șef la Monitorul Apărării Securității. Bine te-am găsit, Bogdan! De ce vedem această majoritate, iată, surprinzătoare, care nu vrea în Uniunea Europeană? Datele ne contrariază până la un punct. Majoritatea locuitorilor Serbiei este precum majoritatea populațiilor din Balcani dezamăgită de reforme, epuizată de sărăcie, dar mai mult decât oricare alte țări din regiune, Serbia este mai apropiată politic, economic, militar și cultural de Rusia. Influența Moscovei este mai puternică la Belgrad decât la Skopje, Sarajevo, Tirana sau Priștina. Serbia este printre ultimele bastioane ale Rusiei în Balcani și asta se vede. 40% dintre locuitorii Serbiei consideră că rușii sunt cei mai apropiați dintre toate popoarele europene. Când se uite la cele mai apropiate popoare din Balcan, din vecinătate, Sârbii plasează pe români abia pe locul al șaselea, cu 11%. Este deci o foarte mare distanță culturală și politică. Bogdan, și avem acum o informație despre care aș vrea să te întreb. Partea rusă susține că s-ar fi retras din insula Șerpilor. Ce știm în momentul de față și care ar fi simbolistica în spatele unei asemenea retrageri care încă nu este confirmată de partea ucraineană. În ultimele săptămâni, Ucraina, într-adevăr, a desfășurat mai multe operații în jurul insulei Șerpilor, a lovit în repetate rânduri orice fel de instalație pe care rușii au construit-o pe această formațiune stâncoasă. Este o zonă imposibil de protejat în condițiile în care și navele, militare ale rușilor nu se pot apropia de această insulă fără să suporte tirul rachetelor Neptun, Harpun sau alte tipuri de obuze pe care ucrainienii sunt în măsură să le tragă. Sunt informații pe care rușii cu siguranță le evaluează, le analizează în legătură cu capacitatea ucrainienilor de a lovi în adâncime și cred că au, au hotărât cei de la Moscova că acest obiectiv nu poate fi apărat ca înainte, ca în primele două-trei luni de război. Este o, un câștig cel puțin de imagine, dar s-ar putea să fie important și pentru eliberarea acelei zone din Marea Neagră, care până acum este ținută sub presiune. Este o blocadă pe care submarinele rusești și alte nave militare din Sevastopol o exercită asupra porțiunii de nord-vest a acvatoriului Mării Negre din, din zona ucraineană. Retragerea de pe insulă Bogdan ar însemna și retragerea securizării zonei perimetrului din Marea Neagră despre care vorbeai? Da, asta, asta vreau să spun. Faptul că rușii nu se mai pot apropia atât de mult de această formațiune stâncoasă înseamnă că limita apelor teritoriale în care Ucraina ar putea să-și exercite suveranitatea este pozitivă, este extinsă și s-ar putea să ajute la deblocarea porturilor ucrainene care au mai rămas sub controlul Chievului. Odessa, spre exemplu, ar fi unul dintre ele. Îți mulțumesc, Bogdan, pentru informații.